Direcția de Sănătate Publică Neamț are încă serioase restanțe în ceea ce privește aprovizionarea cu vaccinuri necesare imunizării copiilor din județ. Medicii de familie se plâng că sunt în urmă cu 60-70 de copii care s-au născut anul acesta și nu au fost încă imunizați din cauza lipsei dozelor de vaccin necesare. Anul ăsta vaccinuri nu prea au fost. Așteptăm acum la sfârșitul lunii, după data de 20, să vedem DSP-ul ce vaccinuri a achiziționat, dacă au. Am înțeles că trebuiau să facă licitații pentru a aduce vaccin. Vaccinul în județ este adus de către Direcția de Sănătate, de la Ministerul Sănătății. Da, am înțeles că există probleme și cu medicația pentru bolnavi de HIV-SIDA. Asta am întrebat la Direcția de Sănătate. Da, medicii de familie nu au în îngrijire și asemenea bolnavi? Nu, aceștia sunt îngrijiți de către medicii de infecțioase. A, deci de boli infecțioase direct au program. Da. Asta. Așa, și spuneți-mi, revenind la povestea cu vaccinurile, ce restanțe există în teritoriu referitor la aceste vaccinări? Cam cât copii au rămas neimunizați? Sunt restanțe destul de mari, în jur de 60-70 de copii la fiecare medic. Dar noi sperăm să le recuperăm, că în general reușim să recuperăm restanțele. Cele mai mari restanțe la care grupe de vârstă? Deci la care grupe de vârstă sunt cele mai mari restanțe? De 0-1 an. Deci de la 0-1 an și apoi? Ceilalți au calendarul mai rar, deci oricum au mai fost recuperați. Purtătorul de cuvânt al Direcției de Sănătate Publică Neamț, doctorița Mirela Grădinaru, a prezentat situația acestor restanțe la nivelul lunii februarie, dând asigurări asupra faptului că se fac eforturi uriașe pentru recuperarea acestor restanțe. În județul Neamț au fost catagrafiați un număr de copii și vaccinați până în prezent, o parte dintre ei. Există restanțieri la mai multe grupe de vârstă în funcție de dozele și de grupele de vârstă și de tipurile de vaccine existente. Țin să vă precizez că aceste date sunt pe care vi le voi da acum, reprezintă cifre care erau valabile la începutul lunii februarie. Deci reprezintă de fapt copiii vaccinați în luna ianuarie și aferent acestora tot stocurile de la acea dată, da? Întrucât raportarea pe luna februarie se va încheia săptămâna viitoare și centralizarea datelor pe județ. Dar provizoriu vă dau deci datele restanțierilor existenți în luna ianuarie, deci la început de februarie, la Hexacima, care reprezintă un vaccin difterotetanopertussis acelular, poliomielitic și hemofilus B, deci conține 6 turbini vaccinale. Există restanțieri la 2, 4, 2, 6 și 11 luni, care număr sumat se reprezintă cifra de 1309 copii. Repet, acești 1309 erau la începutul lunii februarie. De atunci au mai fost vaccinați o parte dintre ei și o să vă putem oferi datele pe data de 15 martie. La ROR, ROR-ul reprezintă vaccinul rujeolic, rubeolic, oreion, deci împotriva acestor boli. La copiii vaccinați la 12 luni, la copiii catagrafiați la 12 luni, erau și restanțieri 3531, da? La copiii de 5 ani până la 6 ani inclusiv, 1587 pe județ. Iar la tetraximul este vaccinul care se face la 6 ani, vaccin care cuprinde tulpini pentru difterie, tetanos, poliomielită și hemofilus influența.
avem 3670 de restanțieri. Săptămâna viitoare sunt așteptate în județ 2500 de doze de vaccin din gama Hexacima, care vor reduce substanțial restanțele la unele categorii de vârstă. Stocurile de vaccin existente sunt însă nesemnificative și nu rezolvă situația. Se transmit 3670 erau cartografiați, aveam 202 doze în teren și cu aceste 2500 pe care le primim, deci ne ducem către 2700 doze. Reprezentantul DSP atrage atenția asupra pericolului de îmbolnăviri în cazul bolilor cu transmisie aerobică în special. Dacă intră în contact cu o persoană bolnavă, deci cu un purtător de virus, există, mai ales pentru afecțiunile care se transmit în special aerogen, nu? Deci ne referim aici la tuse convulsivă, la rujeolă, rubeolă, oreion. Pentru celelalte afecțiuni există alte porți de intrare și riscurile sunt un pic mai mici, imediate, da? Nu avem poliomielită, dar noi dorim să mergem cu o acoperire vaccinală mare tocmai pentru a nu apărea această boală. Deci, pe momentul acesta, o întârziere nu... la aceste afecțiuni care se transmit și altfel decât aerogen, zic eu că nu este pericol. Din păcate, marile restanțe la vaccinuri în România sunt cauzate de faptul că acestea se importă, iar procedurile de achiziție sunt întârziate din cauza birocrației excesive, dar mai ales a lipsei de bani. Pe de altă parte, desființarea deliberată a Institutului Victor Babeș a dus România în situația de a depinde de importuri. Asta face parte din strategia grupurilor de interese din industria farmaceutică românească, ce câștigă enorm din declanșarea unor astfel de crize, din păcate cu riscul șubrezirii sănătății românilor aflată într-o stare din ce în ce mai precară.